Suntem asaltați din toate părțile de presiuni, de solicitări, de așteptări, de sarcini de tot felul. Fă asta, fă cealaltă, termină cu tare lucru, sună-l pe cutare, sună-l pe cutare. Se pare că fiecare are ceva de pretins de la noi. Familie, prieteni, angajatori, școală, biserică. Foarte curând nu ne mai rămâne mare lucru de oferit pentru că ne epuizăm energia și timpul. Ne găsim alergând prin viață, căutând să satisfacem tot ceea ce este urgent. Trăim sub un soi de tiranie a urgentului, iar importantul este lăsat deoparte, este sacrificat de dragul urgentului. Problema omului însă nu este cu cantitatea de solicitări de care are parte și nici măcar cu nepriceperea organizării timpului, ci mai ales cu setul de valori pe care îl avem, cu ceea ce cu adevărat contează pentru noi. Valorile și prioritățile noastre sunt reflectate de modul în care ne folosim resursele, timpul, banii, talentele și energia. Cu 25 de secole în urmă, o voce s-a făcut auzită, chemând bărbații și femeile la reorganizarea priorităților. Hagai, profetul lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, are de transmis poporului 4 predici, 4 mesaje, 4 oracole profetice. Dacă ar fi să calculăm perioada de timp în care Hagai a lucrat ca și profet, vom descoperi că întreaga lui lucrare s-a extins pe aproximativ 4 luni. Dumnezeu îl pregătește o viață pentru a încredința 4 mesaje transmise în aproximativ 4 luni de zile și atât? Da. Este puțin? Poate că da, din perspectiva pământească. Dar ceea ce Dumnezeu cântărește este impactul spiritual, nu longevitatea vieții profetice. De fapt, când privim la rezultatul lucrării lui Hagai, vom observa că a fost profetul cu cel mai mare impact al vorbirii lui. Vorbirea lui Dumnezeu prin el a fost ascultată și împlinită imediat, spre deosebire de mulți alți profeți. Oare nu găsim aici o lecție de viață pentru noi cei de astăzi? Eu cred că da. Uneori, Dumnezeu te pregătește o viață întreagă pentru o foarte scurtă lucrare, poate nesemnificativă în ochii tăi, dar crucială în ochii lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Lucrările mici în ochii oamenilor pot fi uriașe în ochii lui Dumnezeu. Aplicația pentru noi? Poate te întrebi, care este rostul tău în împărăția lui Dumnezeu? Nu vezi nimic clar la orizont. Ai impresia că timpul tău trece și inutilitatea ta se adâncește. Ce pot să-ți spun este, stai liniștit și dedicat Domnului. Ascultă-L, crește în cunoștința Lui și la vremea hotărâtă, El îți va arăta care ți este rostul și ți-l vei putea împlini. Chiar dacă aceasta presupune o lucrare de aproximativ 4 luni de zile și poate doar 4 vorbiri, ce le ai de făcut la momentul potrivit. Pentru că până la urmă, ținta ultima a universului și a vieții tale este să arate, să reflecte gloria lui Dumnezeu. Așa că vezi-ți de treabă, fă-o. Trăiește-ți viața închinată Lui. Nu vezi o lucrare magnifică care să îți stea la îndemână, pentru care Dumnezeu să te pregătească? Nu-i nimic. Iubește-i pe cei din familia Lui. Este unul din rosturile existenței tale. Să vă iubiți unii pe alții, zice Domnul Iisus în Ioan 13. Așa cum v-am iubit eu,
Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu distingi o lucrare magnifică care să îți împlinească rostul? Nu nimic. Slujește-i pe cei de lângă tine, după puterea care ți-a fost dată, motivat de iubirea lui Hristos pentru tine și pentru ei. Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 4, ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Nu distinge lucrare măreață la care Dumnezeu să te cheme? Nu-i nimic. Mergând, trăind, vestește Evanghelia la orice făptură, cu vorba și cu fapta. Acesta este mesajul, sau un prim mesaj din cartea Hagai. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme la o lucrare ce va dura 4 luni de zile și poate doar 4 mesaje. Și atât. Dar înainte de a intra în cele 4 mesaje ale prorocului Hagai, haideți să creionăm puțin contextul istoric ca să înțelegem mai bine cuvintele spuse de Dumnezeu prin acest proroc. După ani de răbdare și încercarea de a-și aduce poporul la ascultare și respect față de Dumnezeu, acesta, conform avertizmentelor trimise, va trimite poporul în robia babiloniană. Cei 70 de ani de robie trec și Belșațar, împăratul Babilonului, are vedenia mâinii care scrie pe zid faimoasele cuvinte: Mene, mene, tekel upharsin, tradus: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și chiar în acea noapte, pedeapsa lui Dumnezeu vine peste babilonieni. Și chiar în acea noapte, Cir, împăratul mezilor și perșilor, cucerește împărăția. Apoi, la scurtă vreme, în anul 539, Cir dă un edict care permite poporului evreu să se întoarcă în țara lor și să reconstruiască templul. Primul val de repatriere, aproximativ 50.000 de iudei, conduși de Zorobabel și Iosua, se întorc în țară pentru a începe reconstrucția templului pe cheltuiala împărăției Medo-Persane. Poporul începe reconstrucția în anul 536 înainte de Hristos, dar la scurtă vreme se opresc din lucru, sub intimidările și presiunile exterioare ce veneau din direcția samaritenilor, a locuitorilor țării. Anii trec unul după altul și după 16 ani, în anul 520 înainte de Hristos, anul al doilea al lui Dariu Medul, cum precizează Scriptura, Dumnezeu iese la înaintare. Nu mai putea tolera delăsarea poporului, așa că își trimite profetul pe Hagai să vorbească conducătorilor poporului și poporului însuși. Și aici intervine Hagai cu primul lui mesaj, primul din cele 4 mesaje. Găsim primul lui mesaj în Hagai, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 15. Și mesajul acesta începe astfel. În anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, după calendarele noastre de astăzi, înseamnă 29 august 520 înaintea erei noastre. În 29 august, anul 520 înainte de Hristos, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot. Așa își începe Hagai misiunea. Apoi, dintr-o simplă citire, se poate vedea clar de tot problema pe care o are Dumnezeu cu poporul. Ascultați versetele 2 la 4. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? În alte cuvinte, problema lui Dumnezeu cu poporul este exact ceea ce spuneam, prioritățile inversate. În alte cuvinte, Dumnezeu le spune, prioritățile voastre sunt răsturnate, iar delăsarea voastră spirituală mă jignește. Dumnezeu îi mustră pentru delăsarea lor. Lecția de viață pentru noi astăzi ar putea fi următoarea. Delăsarea spirituală îți răstoarnă prioritățile și atrage mustra lui Dumnezeu peste tine. Cauzele delăsării poporului ar putea aduce învățătură practică și pentru noi astăzi. Pentru că inima omului nu s-a schimbat odată cu trecerea secolelor. S-ar putea ca privind la cauzele delăsării poporului să ne regăsim și pe noi în probleme asemănătoare astăzi. Și astfel Duhul Domnului s-ar putea să ne vorbească. Aceste cauze ale delăsării spirituale a poporului le găsim privind în istorie și citind printre rândurile mustrării lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la câteva din aceste cauze care le regăsim în istorie. Le regăsim în celelalte cărți care descriu perioada aceasta din istorie, în Ezra și Neemia. De exemplu, câteva din cauzele menționate acolo sunt următoarele. O primă cauză este frica de oameni. Situația politică din zonă, amenințările concetățenilor, intimidările liderilor politici au dus la stoparea lucrărilor. Știm aceasta din relatarea lui Ezra. De exemplu, citim în Ezra capitolul 4, versetul 23 și 24. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei și au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul perșilor. Frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, spune Proverbe 29 cu 25. Este oare frica de oameni motivul pentru care te-ai delăsat? Spiritual vorbind. Ai lăsat motoarele spirituale la relanti? Ai scos mașina din viteză? Motorul merge, dar mașina nu se deplasează. Cine anume te-a intimidat? Cu ce te-ai intimidat astfel încât să tragi pe dreapta? Nu uita, frica de oameni este o cursă. Clarifică-ți frica aceasta și nu te lăsa dus de ea, s-ar putea să-ți spună Duhul lui Dumnezeu astăzi. Încrede-te în Domnul. Dacă El este cu tine, cine va putea să-ți stea împotrivă? Poate că Duhul lui Dumnezeu are un astfel de mesaj să-ți transmită. Poate că frica de oameni te-a blocat și nu-ți mai îndeplinești misiunea la care El te-a chemat. Reevaluează-ți viața și nu te lăsa intimidat. O altă cauză a delăsării poporului a fost materialismul, egoismul. Uitați-vă în versetul 4 din Hagai, capitolul 1. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Dacă nu ni se mai dă voie să construim casa Domnului până se clarifică lucrurile, să ne vedem de casele noastre, foarte probabil că se gândea poporul. Oare nu cumva egoismul, materialismul, fuga după valorile lumii acesteia sunt cele care te conduc la lipsa de interes pentru lucrarea lui Dumnezeu? Poate Duhul Sfânt dorește să-ți vorbească în acest sens astăzi. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan? Dar oare pentru voi a venit vremea să vă preocupați numai de voi? Poate Duhul Sfânt încearcă să spună cuiva ceva în sensul acesta. O a treia cauză a delăsării poporului era superficialitatea în cunoașterea cuvântului.
un lucru care este de foarte mare actualitate și astăzi. Superficialitatea în cunoașterea cuvântului. Ascultați versetul 2 din Hagai 1. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Iată cum își justifica poporul de lăsarea. N-a venit încă vremea. Poporul afișa o atitudine fatalistă, uitând de profeția referitoare la cei 70 de ani de robie, neglijând înțelegerea cuvintelor profeților Ieremia în capitolul 25 și Daniel, de exemplu, în capitolul 9. Foarte probabil că poporul se justifica astfel. În primul rând, n-au trecut cei 70 de ani. Nu suntem încă în calendarul Domnului. Uită-te la mediul total neprielnic în care ne mișcăm, la amenințarea și atmosfera politică care nu este pregătită pentru reconstrucția templului. Încă n-au trecut cei 70 de ani. Lecția de viață pentru noi ar putea fi următoarea. Superficialitatea cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu poate conduce la neascultarea lui, urmată de consecințele aferente. Pentru că cei 70 de ani de robie trecuseră deja, sigur, depinde de când ești dispus să-i calculezi. Și poporul era dispus să-i calculeze dintr-un an greșit, ca să le iasă calculele că n-a sosit încă vremea. La ce mă refer? Urmăriți-mă cu atenție, un mic calcul matematic. În anul 586, înainte de Hristos, Ierusalimul și templul este distrus. Dacă iei această dată, ca fiind începutul robiei, atunci, într-adevăr, nu trecuseră 70 de ani, doar 66 de ani. Deci poporul putea gândi, mai sunt încă 4 ani până când se împlinesc cei 70 de ani profețiți de profeții Ieremia. Numai că sunt multe probleme cu un astfel de calcul. Dacă iei ca și referință anul 586, atunci apar alte probleme legate de alte profeții din Scriptură. De exemplu, apar probleme cu repatrierea. Se știe că repatrierea a avut loc în anul 538 înainte de Hristos. Asta înseamnă că dacă luăm 586 ca referință, anul 538 când are loc repatrierea, înseamnă că repatrierea are loc după numai 48 de ani, nu 70. Deci nu corespunde cu profeția făcută de profetul Ieremia. Așa că, dacă nu vrei să fii superficial în studierea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să plătești prețul și să te lași iluminat de Duhul Lui. De fapt, anul din care ar trebui să începi să calculezi este anul 609 înainte de Hristos. Pentru că anul 609 este anul când Babilonul își face simțită prezența în zonă. Îl bate pe Neco al doilea al Egiptului și devine puterea numărul 1. Babilonul cade exact la 70 de ani, în anul 539. Exact 70 de ani, exact potrivit prorociei. Cuvântului Domnului din Ieremia 29, 10 la 14, unde spune, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Observați câtă exactitate în prorociile lui Dumnezeu? În anul 538, de îndată după căderea Babilonului, are loc edictul lui Cir. În 536 se pun temelile templului. Citim asta în Ezra 3:8. Și atunci, dacă ar fi să calculăm cei 70 de ani de robie de la înălțarea și coborârea Babilonului, atunci trebuie să ne uităm undeva la anii 609-605. La scurtă vreme, după moartea lui Iosia, Dumnezeu transmite poporului că nu mai există nici o cale de întoarcere din hotărârea lui de a pedepsi poporul. Astfel că babilonienii supun Ierusalimul chiar atunci. Și o mică parte din popor este dusă în robie chiar atunci, în anul 609-605. Daniel și cei trei tineri sunt incluși în acest prim val de robie.
Ioachim și Ioachin și Zedechia sunt regi care au fost supuși Babilonului și sub domnia lor în repetate valuri. Poporul a fost dus în robie. În anul 597, înainte de Hristos, Ierusalimul cade din nou în urma răzvrătirii lui Ioachin și o mai mare parte din popor este luat în Babilon, inclusiv împăratul. Apoi, anul 586, Ierusalimul este pârjolit și templul este distrus. Zedechia este prins, fiii lui sunt înjunghiați înaintea ochilor lui, lui se scot ochii apoi și este dus în Babilon împreună cu restul poporului. Deci, robia babiloniană a avut loc în valuri succesive. De când ești dispus să calculezi, să faci calculele? Observați? Superficialitatea în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu te poate conduce la neascultarea de El, lucru care va atrage consecințe asupra ta. Așa că, cum studiezi cuvântul lui Dumnezeu? Ar putea fi o aplicație practică pentru noi. Cu superficialitate sau cu atenție? Pentru că superficialitatea studierii, cunoașterii cuvântului Dumnezeu, te poate costa, te poate conduce la neascultare de El. Cum te raportezi la cuvânt? În funcție de ceea ce îți este ție favorabil sau te lași condus de Duhul lui Dumnezeu? Ești alert la semnalele Lui. Un astfel de semnal a fost edictul lui Cir pentru ei atunci acolo. Cum te raportezi tu astăzi, aici și acum, la semnalele lui Dumnezeu? Îți pui întrebări, cum de Dumnezeu deschide ușile acestea? Cum de nu vezi intervenția divină în viața ta sau a celor de lângă tine? Sau mai degrabă cauți motive care să-ți ascundă egoismul și preocuparea după propriul bine? Sunt întrebări serioase pentru fiecare dintre noi. Pentru că superficialitatea raportării la vorbirea lui Dumnezeu te poate costa. Cum arată prioritățile tale? Sunt ele în ordinea plăcută lui Dumnezeu? Dacă nu, dacă delăsarea spirituală te-a cuprins, mesajul lui Hagai vine să-ți deschidă mintea și inima cu privire la cauzele care te-au condus la delăsare, la superficialitate în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Așează-ți valorile după standardul lui Dumnezeu, iar prioritățile tale se vor ordona după ele. Apoi, primul mesaj al lui Hagai continuă cu un alt mare adevăr pe care îl putem aplica în viețile noastre. Ne uităm la versetele 5 la 11 din Hagai capitolul 1. Marele adevăr, marea lecție de viață găsită aici, ar putea fi formulată în felul următor. Lipsa binecuvântărilor poate fi rezultatul delăsării tale spirituale. Oricât de mult ne zbatem pentru a ne merge bine, Dumnezeu închide robinetul pentru a ne atrage atenția. Nu vedeți că nu vă este bine, le spune Dumnezeu acolo, în ciuda tuturor eforturilor pe care le depuneți? Nu vedeți că nu aveți binecuvântare peste lucrul mâinilor voastre? Ascultați textul Scripturii. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Versetul 6. Versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că aveți puțin. L-ați adus acasă, dar eu, Dumnezeu, l-am suflat. Lipsa binecuvântărilor, le transmite Dumnezeu, este pricina. Nu, este rezultatul, repet. Lipsa binecuvântărilor, le transmite Dumnezeu, este rezultatul delăsării voastre. Aplicația pentru noi? Oare nu cumva lipsa binecuvântărilor din casa ta nu cumva este cauzată de prioritățile tale inversate, de delăsarea ta, de superficialitatea ta în relația ta cu El? Uită-te cu băgare de seamă la căile tale,
cântărește-ți viața, pentru că s-ar prea putea ca lipsa binecuvântărilor pe care o resimți să se datoreze de lăsării tale spirituale. Apoi, ascultați versetele 12 la 15. Rezultatul vorbirii lui Hagai. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, și cuvintele prorocului Hagai. Zorobabel și Iosua au ascultat glasul Domnului și poporul s-a temut de Domnul. Mai încolo puțin, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel. Parcă este primul profet a cărui vorbire este ascultată din prima. Lecția de viață pentru noi? Când omul primește mustrarea Domnului, Dumnezeu imediat își manifestă prezența și îți trezește duhul. Când ești gata să te lași cercetat de vorbirea lui Dumnezeu, El va trezi duhul tău. Dar atenție! Trezirea duhului nu este doar o stare emoțională de moment, ci înseamnă luarea unor măsuri concrete. Trezirea duhului nu se verifică prin, eu știu ce sentimente s-ar putea trezi în tine. Trezirea duhului se verifică prin fapte făcute. Un duh trezit nu se stinge odată cu ieșirea din biserică, odată cu încheierea predicii, ci se manifestă în acțiuni concrete. Uitați-vă la popor atunci acolo. În 23 de zile după mesajul lui Hagai, poporul pornește la muncă. Pe 21 septembrie, anul 520 înainte de Hristos, reconstrucția templului începe. Vorbirea lui Hagai are rezultate. Trezirea Duhului se vede în schimbările pe care le aduce poporul. Prioritățile sunt reașezate în ordine. Aplicația pentru noi? Vorbirea lui Dumnezeu pentru tine. O asculți? Casa Domnului pentru noi astăzi este trupul nostru, locuit de Duhul Sfânt, ne spune asta Noul Testament. Ai grijă de El? Sau este dărâmat și în paragină? Te preocupă binele Lui spiritual? Sau doar te preocupă binele material și fizic al casei Domnului, trupul tău? Îți păstrezi vasul în cinste? Sunt întrebări pe care Duhul lui Dumnezeu ni le poate pune, pentru că strigătul Lui ar putea fi și acesta pentru noi. Casa mea este dărâmată și în paragină. Te preocup puțin de ea? Dar templul de astăzi este și biserica, ne învață tot Noul Testament. Cum arată biserica ta? Lucrezi la construcția ei? Particip cu ceea ce dă fiecare încheietură, ca să folosesc metafora lui Pavel? Sau preocupările tale sunt doar pentru tine? S-ar putea să fie o altă întrebare pe care ne-o pune Duhul. Te preocupă casa Domnului, biserica? Primul oracol al lui Hagai este o chemare la ascultare. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, le spune Domnul. Cel mai periculos cuvânt din Scriptură este cuvântul mâine. Mâine este un hoț care îți fură aziul, prezentul, adică totul. Charles Spurgeon spunea: vai nouă, ziua de mâine nu vine niciodată. Ea nu-i nici măcar pe calendar, doar în almanahul smintiților o găsești. Am încheiat citatul. În alte cuvinte, ziua de mâine nu e a ta. Ea nu există decât
teoretic. Noi, de fapt, trăim în prezent, tot timpul. Scriptura spune, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Ni se spune în Proverbe 27:1. Dumnezeu ne-a dat de trăit doar ziua de azi. Dumnezeu ne-a închis în prezent. Trecutul nu-l putem schimba. Viitorul nu-l putem ști. Tot ceea ce avem este ziua de azi. De aceea Scriptura, în repetate rânduri, folosește o mulțime de metafore pentru a ne reaminti caracterul efemer și incert al vieții. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine, spune Iacov. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Tot ceea ce avem este ziua de azi. Mâine este cuvântul cel mai nimicitor din Biblie. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Pe lângă lipsa binecuvântărilor, delăsarea ta are și alte consecințe. Delăsarea ta de azi îți fură ocazia creșterii spirituale, a trezirii Duhului, a experimentării lui Dumnezeu. Vei fi mulțumit cu orarul vieții tale atunci când va veni vremea să dai socoteală de el? Delăsarea ta de azi îți fură ocazia slujirii lui Dumnezeu și implicit a răsplătirii pregătite de El. Vei fi mulțumit cu agenda vieții tale atunci când va veni vremea să fii cântărit și răsplătit. Delăsarea ta de azi îți poate fura chiar ocazia mântuirii. Amânarea este cea mai îngrozitoare formă a negării. Dacă poporul ar fi refuzat să asculte mustrarea lui Dumnezeu, mântuirea lor din robia momentului istoric ar fi fost pierdută. Între a intenționa și a face, distanța este infinită. Drumul spre iad este pavat cu bune intenții, se spune. Delăsarea ta de azi îți fură ziua de mâine. Citeam în biografia lui Billy Graham o întâmplare. Acesta se afla într-un hotel din Seattle și dormea adânc când s-a trezit brusc din somn, cu sufletul împovărat de nevoia de a se ruga pentru Marilyn Monroe, faimoasa actriță americană. S-a rugat pentru ea, dar presiunea rămânea aceeași. Așa că și-a rugat asistentul să dea de urma actriței, cumva. Vrea să vorbească cu ea la telefon. Au găsit-o și au vorbit cu impresarul actriței. Acesta a consultat-o pe Marilyn Monroe și a spus că Billy Graham dorește să vorbească cu ea, ceva legat de viața ei spirituală. Răspunsul actriței a fost: bine, vom vorbi cândva, nu acum, poate peste 2 săptămâni, a spus Marilyn Monroe. Culme ironiei. Cele 2 săptămâni s-au dovedit a fi prea târziu. Chiar la 2 săptămâni, după convorbirea telefonică, ziarele americane titrau cu litere de o șchioapă vestea că Marilyn Monroe s-a sinucis. Când Dumnezeu îți vorbește, atunci e momentul să asculți. Dumnezeu îți atrage atenția azi. Buzele sale și urechile tale ar trebui să se sincronizeze. Altfel, riscul este mult prea mare. Dumnezeu nu a promis o zi de mâine pentru delăsarea ta din ziua de azi. Dumnezeu a promis iertare pentru păcatele tale când te căiește ele și îți pui încrederea în Isus. Mâine este cel mai nimicitor cuvânt
din Biblie. Oare azi să fie ziua deciziei pentru tine? Oare aceasta încearcă să-ți transmită Duhul Sfânt al lui Dumnezeu astăzi? Când Hagai a vorbit, poporul a ascultat. Tu ce ai de gând să faci? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te îndeamnă azi să asculți chemarea Lui, ca nu cumva inima ta să se delase și apoi să se împietrească prin înșelătoria păcatului.